Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu. Vom vorbi astăzi despre deductibilitatea taxei de ridicare auto, TVA. O societate comercială primește o factură emisă de societatea X, SA, reprezentând contravaloare taxe ridicare auto, transport auto, depozitare auto, pentru un autoturism al societății parcat neregulamentar. Factura emisă de către SCX SA este purtătoare de TVA. Este deductibilă fiscal cheltuiala cu ridicarea, transportul, depozitarea autoturismului. Este deductibilă fiscal TVA de pe factură. Operațiunile de ridicare și depozitare a vehiculelor parcate neregulamentar pe partea carosabilă ca măsuri reglementate prin articolul 64 al Ordonanței de Urgență a Guvernului 195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările ulterioare sunt cheltuieli de natura prestărilor de servicii care trebuie achitate de către proprietarul vehiculului. Având în vedere faptul că aceste cheltuieli nu contribuie la realizarea unor venituri impozabile, considerăm că valoarea acestora reprezintă cheltuiala nedeductibilă din punct de vedere fiscal la determinarea profitului impozabil. Am în vedere prevederile articolului 21 alineatul 1 din Codul Fiscal. Același tratament fiscal este aplicabil și în ceea ce privește exercitarea dreptului de deducere a TVA. Așa cum cheltuielile respective sunt cheltuieli nedeductibile la determinarea profitului impozabil, în mod similar, suma TVA înscrisă în factura prestatorului nu se poate deduce deoarece valoarea serviciului în discuție nu contribuie la realizarea de operațiuni taxabile scutite cu drept de deducere și neimpozabile. Astfel, exercitarea dreptului de deducere a TVA înscrisă în factura prestatorului trebuie efectuată sub rezerva respectării condițiilor reglementate prin articolul 145 și articolul 146 din Codul Fiscal. Deci, suma TVA deductibilă înscrisă în factura emisă de prestator nu poate fi dedusă, motiv pentru care valoarea acesteia reîntregește cheltuiala nedeductibilă reprezentând valoarea serviciilor înregistrate. Pentru exemplificare, în situația în care valoarea totală a unei sume de facturi este de 700 lei, ipotetic, din care baza de impozitare TVA 564,52 lei și TVA 135,48 lei, valoarea operațiunii poate fi înregistrată contabil și trebuie raportată fiscal după cum urmează. Înregistrarea cheltuielii legate de parcarea neregulamentară 658, alte cheltuieli de exploatare la 401, furnizori, în valoare de 564,52 lei sau 628, alte cheltuieli cu serviciile executate de terți la 401, furnizori, în valoare de 564,52 lei. Această operațiune se raportează prin decontul de TVA cod 300 la rândul 21, denumit achiziții de bunuri și servicii taxabile cu cota de 24% ca bază de impozitare a TVA. Înregistrarea sumei TVA deductibile 44,26 TVA deductibilă la 401 furnizori în valoare de 135,48 lei. Suma de 135,48 lei se raportează prin decontul de TVA cod 300 la rândul 21 împreună cu baza de impozitare a TVA din rulajul debitor al contului 658 sau 628. Suma de 135,48 lei se raportează și la rândul 25 denumit total taxă deductibilă, suma de la rândul 17 până la rândul 23, cu excepția celor de la rândul 17.1, 19.1 și 19.1.1. Limitarea dreptului de reducere a TVA pentru suma TVA deductibilă de 135,48 lei, care nu poate fi dedusă deoarece nu sunt îndeplinite condițiile de la articolul 145 din Codul Fiscal, 658 alte cheltuieli de exploatare, la 44,26 TVA deductibilă în valoare de 135,48 lei sau 628 alte cheltuieli cu serviciile executate de terți la 44,26 TVA deductibilă în valoare de 135,48 lei. Cu suma de 135,48 lei se diminuează suma TVA deductibilă de la rândul 25 și suma astfel rezultată din calcul se raportează la rândul 26 din decontul de TVA, denumit subtotal taxă dedusă conform articolului 145 și articolului 145 indice 1 sau articolului 147 și articolul 145 indice 1. Nu uitați faptul că suma TVA
deductibilă înscrisă la rândul 25 din decontul de TVA cod 300 trebuie raportată semestrial prin declarația cod 394, declarație informativă privind livrările, prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, chiar dacă nu s-a exercitat dreptul de deducere a TVA. Cheltuiala în suma de 700 lei înregistrată în debitul contului 658 sau 628 este nedeductibilă din punct de vedere fiscal la determinarea profitului impozabil.